Bun găsit, începe ai bani și astăzi vorbim despre o investiție sclipitoare la propriu, este vorba despre aur. Strălucirea s-a fascinat din oamenii și mulți sunt cei care spun și acum că este printre cele mai sigure investiții. Care sunt avantajele, care sunt riscurile și la ce să fim atenți, aflăm astăzi de la invitatul meu, Cătălin Ghinăraru, analist economic. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua și bine v-am găsit! Da, într-adevăr, aur este o investiție foarte importantă. Eu o să încep cu o mică povestioare, cred că toată lumea așa și aminte de din OZ. The Wizard of Oz în, în engleză Și de faptul că Dorothy acolo mergea pe o cărare aurie da? Ca să găsească pe vrăjitor Să știți că la început pantofii nu erau pantofii roșii Așa cum sunt în Walt Disney Ci au pantofii argintii. Da, adică pantofi de agent, pentru că semnifica veștorul din nou, să știți că e o povestioară cu tentă economică și ea se referă de fapt la agio, adică la diferența de curs dintre aur și agint, deci două investiții a fel de scripitoare și care au o chestiune foarte importantă la cu 19-a, da? Și dacă vreți să știți și cine e vrăjitorul din nou, pe cine personifica, o să vă spun că vrăjitorul din nou are personificat de fapt pe președintele Statelor Unite din acea perioadă, da? Adică marele înșelător se spunea, de ce? Pentru că emitea bani de hârtie. Da? Deci asta vă pune nou în, în peisajul acestei investiții, întotdeauna aurul, da? deci cărarea galbenă pe care mergea Dorothy, ea contrapus bani de hârtie, da? adică iluziei. Da? Deci aurul este investiția sigură, banul de aur, banul sigur pe care te puteai baza non-inflaționist, hârtiile pe care le emitea văjitorul din os, da? Erau, de fapt, investiția nesigură, adică bani de hârtie, banii care puteau să fie tipăriși, să vă tipări dacă în ce număr se dorește și care, bineînțeles, că simbolizau investiția nesigură, da? Deci, apropo de ce înseamnă, de ce înseamnă investiția nouă, am pornit de la această mică povestea, cred că puțin s-au gândit că văjitorul din os e, de fapt, o chestiune de caracter economic. Așa a conceput-o Frank Baum.